7 din cei 13 performări la chimie din Bacău care vor reprezenta județul la faza națională a Olimpiadei de Chimie sunt elevi ai Colegiului Național Gheorghe Vrânceanu. Olimpicii colegiului au reușit în fiecare an să plaseze Bacăul în topul excelenței în domeniul chimiei, iar anul acesta obiectivul este același. Este a cincea calificare la Olimpiada Națională de Chimie și până acum am luat 3 mențiuni MEC, ale Ministerului Educației și Cercetării, și un premiu întâi în clasa 10-a. Anul acesta sper la mențiune cel puțin. Știu concurența e serioasă, sunt mulți elevi care se pregătesc, sunt buni pe ceea ce fac. Cam de unde sunt rivalii tăi, să spunem așa? București, în general, de acolo. Au un liceu foarte bun, mai multe licee care au elevi serioși, care lucrează foarte mult. La Olimpiada Chimiei este a doua calificare. Anul trecut am mai participat și am luat mențiune de la minister. Și am văzut ce sper. Sper și la mai mult, poate la un premiu, adică, nu știu sigur, competiția este foarte mare și să sperăm, dar și mai mult. Eu personal 3, chimia are 7 din lotul de 13, deci suntem foarte mândri de chestia asta. 4 elevi s-au calificat la etapa națională. Doi dintre ei pe primul loc, cu note peste 9. N-am venit niciodată fără rezultate, măcar mențiune specială. Poate din ce în ce mai bine, chiar numai premiul întâi, numai noi. Hey, dacă se poate, nu ne supărăm, copiii pot, chiar pot. Dar sunt și alții în competiție, așa că știu că vor da tot ce pot ei să dea. Sperăm să venim cu rezultate bune, pentru că lotul este mare, de 13 copii, 7 de la noi din școală, și sperăm ca liceul să vină cu rezultate bune. Ca de obicei, să ne onorăm firma. Olimpicii s-au pregătit tot anul școlar, chiar și în vacanță. Am pregătit tot anul Olimpiada, și în vară, și la tabără, și în perioada dinainte de concursul Nenițescu, deci în fiecare zi ei au o porție de lucru și ne întâlnim o dată de 2 ori pe săptămână. Te pregătești în perioada asta? Încerc cam în fiecare zi să acopăr mai mult informații. Practica, acum, în perioada asta, încerc să fac câteva probe practice care cuprind programa de la națională, ca să nu fiu surprins. În perioada aceasta mă pregătesc în fiecare zi, chiar 2-3 ore pe zi, și pentru proba practică mă pregătesc în laborator. Chimiștii de la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu, dar și colegii lor olimpici care obțin rezultate pe plan național și internațional, sunt adevăratele valori ale Bacăului, tezaurul de preț al generației tinere, cei cu care ne mândrim și care poartă cu onoare numele Bacăului și al României oriunde în lume. Vom reveni în următoarele jurnale 1 TV cu prezentarea olimpicilor vrânceni de la celelalte discipline.